V-au rămas doar 5 minute. Hai, terminați de scris compunerea. În acea zi însorită, razele soarelui străluceau minunat, iar noi pedalam ascultând ciripitul păsărilor. Și am prins un pește care nu căpea în căleată. În această vacanță am citit 12 enciclopedii. A fost cea mai tare vacanță a mea. Mama și tata mi-au dăruit cel mai tare cadou. O cameră video. Toată curtea mă invidiază. Cum se scrie invidiază? Invidiază sau invidiază? Așa, timpul a expirat. Vreau să ascult compunerile voastre. Cu cine începem? Eu mai am un pic. Gata, am terminat. Hai atunci să te ascultăm pe tine, Melissa. Cum ai petrecut această vacanță? Această vacanță am petrecut-o la bunici. În fiecare dimineață eram trezită de cântecul miraculos al cocoșilor, mugetul vacilor dornice de pășuni, zberatul oilor mărătătoare să plece la munte, iar pe masă mereu mă aștepta un mic dejun copios, o ochi, ceapă proaspătă din grădină și telemea cu roșii. Delicios! Cât de profund, Melissa! Și artistic, recitat expresiv! Știi, pe o clipă, parcă am fost eu în locul tău acum. Bravo, bravo! Ai nota 10! Deja nu am răbdare să le ascult și pe celelalte compuneri. Melissa, 10. Așa, dragii mei! Toți mi-ați trimis pe poștă compunerile voastre pe tema cum am petrecut vacanța mea. Da, imediat! Ce voi internetul! Imediat rezolv! Expediez! Eu am făcut ceva mai creativ! V-am trimis un mesaj audio. Eu v-am expediat din timp! Bine atunci! Hai să începem cu compunerea lui Dumitru. Vacanța aceasta a fost un shutdown complet. Am avut un vibe plăcut. Toată ziua am ascultat cele mai trendy piese. Însă, la finalul vacanței s-a întâmplat ceva foarte cringe. De parcă un bug s-a năpustit peste mine. Ce sunt cu aceste cuvinte? Ce vocabular folosiți? Netul a picat rău după furtună și nu mai puteam partaja emoticoanele mele cu prietenii. Ok, într-un final am găsit un cheese și rețeaua a revenit în PC-ul meu. Ping-ul a scăzut la maxim. Am făcut un reset la skin și am fost un refresh adevărat. Iată ce am revenit la școală fără laguri. Am citit aseară această compunie Sofiei și ea mi-a spus că sunt Crash. Tu, Crash, ești mai cringe decât loserul. Sofie i-a spus lui. Cum, doamnă profesoară, ați prins vibe-ul? Da, aici fără Google n-am nicio șansă să descifrez compunerea ta. Vai, cât e de plictisitor. Mai ales afară când e ploios, iar noi facem teme. Am o idee să ne distrăm. Matei Hotei. Matei Bordei. Matei Hotei, Matei Bordei, Matei Hotei, Matei Bordei. Matei Bordei, Matei Hotei. Taci, nu mă încurca. Nu-mi place. Hai că ți-mi ai arătat cu și-o poantă. Mircea, ia privește! Un dragon zburător! Ce? Tu ce? N-ai ce face? Dumitru, liniștește-te! Vrei iarăși să-ți chem părinții la școală? Te-ai apucat de năzdrăvănie iarăși! Au! Pentru ce, doamnă învățătoare? Să stai liniștit la tine în bancă și să-ți ții mâinile acasă! Dar mie pentru ce? Să stai drept la masă, nu s-au băboiat!
Ei, arată și mie să scriu, vreau și eu testul. Descurcă-te singură. Ei, tu ce, ai mâncat ceva stricat astăzi? Nu-ți pare nimic? Te-mi place, Erminiță! Liniștești deodată! Doamne, profesoară! Luminiță, ce e asta? Cum se explică acest comportament? Da, bine! Nu o să mai fac așa, promit! Ce te legi în pădure? Ramură, copac, tufiș, creangă. Tu nu știi poezie. Nu, ia, știu, eu simt aici un pic, am uitat și gata, dar nu știu toată. Continuă atunci. Fără livare, fără clinci. Voi auziți? Cu rădăcinile în pământ. Tu nu ai învățat poezia. Foarte bine am învățat. Văd eu. Dacă ar fi Eminescu aici, ar muri din nou. Și totul din cauza ta. Dar eu nu sunt nimeni. Eu nu am făcut nimic. Asta, el e vinovat. Din ce cauza așa poezii compune? Dificile. Mai dați-i vreo șansă. Bine, eu încep și tu continuă. Codrule, codruțule. Ce mai faci? Prostuțule. Doi! Acum! Treci la loc! Înveți poeziile al lui Mihai Eminescu. Data viitoare te aștept cu părinții la școală. Bine. Chiar acum îți pun doi în agendă. Să nu știe poeziile. Dar eu sincer am învățat. Când ne jucam cu băieții în curte, cartoful fierbinte, uite așa, între reprize, citeam de acolo din carte și învățam poezia. Codrule, prostuțule. Drăguțule. Prostuțule. Ține agenda. Cel doi mi-a spus, dar eu am învățat. Și dacă nu ce-o să facă tata? Bine, următorul, cine recită poezia? Eu! Ei, lasă tu, la fiecare lecție îmi răspunzi, deja nu mai am loc în registru. Dar eu am învățat, ascultați-mă! Lasă să mai răspundă și altcineva. Dar nu vă înghesuiți! Pe rând ridicați mâna! Da... Și ce o să zică părinții de acest doi? Am eu o idee. Ia privește! Doamna învățătoare, pot să merg până la baie? Pentru ce? Vezi tu eu pe asta? Acuș nu va fi. Îmi permiteți? La pauză se merge la baie! Du-te! Acuș vin. Îmi pune mie doi. Era doiul. Și nu va fi. A plecat. Poți să intru? Somnoroase, rândunele, pe la case se adună și se joacă între ele. Și noapte bună, nota bună. Ai nota 2 în catalogul electronic. Vă rog, numai nu în catalogul electronic. Imediat o să apară la mama notificare că am luat nota 2. Păi cum vrei tu? N-ai învățat nimic. Cum n-am învățat? Mai dați-mi o șansă, vă rog. Dar cum încă o șansă? Deja a treia oară încerci să reciți această poezie și mereu o spui cu totul diferit. Păi, nu sunt creativă. Încerc încă o dată. Rămâne 2. Dacă nu mă pui să-ți schimb nota în 1.
Gata, dragilor? Sunteți liberi, puteți merge la pauză. Vai, și cum o să-i spun lui mama? Ce sună? Mama? Alo? Viitorul spre asta merge! Știința nu stă pe loc! Prostii! Mai spune că peste 100 de ani vor exista mașini zburătoare! Da, domnul, să trăim noi până atunci! Eu sunt sigur, în 2024 va exista așa ceva! Bună ziua, elevi! Am venit să verific starea voastră de sănătate! Bună ziua! Ce s-a întâmplat? Mircea, ce-ai pățit la mână? M-a lovit o bicicletă. Păi cum așa? Ce căscat te-a lovit? Doar tu, Dumitru, ce-i cu capul tău? Păi eu mergeam cu bicicletă și m-am lovit în ea. Doar tu, Matei, ce ai la picior? Eram pe bicicleta lui Dumitru. Da. Doar tu, Melissa, ce ai la ochi? Eu stăteam în față, pe ghidonul bicicletei. Și asta am pățit. Dar nu-i nimic, până la nuntă o să treacă. Păi trebuie să fiți mai atenți. Unde v-ați uitat? Da, pe noi nu ne doare. Suntem foarte bine. Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face un control medical de rutină. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă simțiți? Perfect! Bine! Dar de mine vă rog să nu vă luați! Sunt în depresie! Ce s-a întâmplat? Dar tu la psiholog ai fost? Am fost! Sunt sub control riguros! Dar totuși, din ce cauză? Pe mine din chatul iubitorilor de chimie m-au exclus. Am scris acolo un mesaj că administratorul este un prost care nu se pricepe nimic în chimie. Și iată, nu mai sunt acolo. Ei, Dumitru, dar tu nu te îngrijora. Stai liniștit. Tu nu știai, în clasa paralelă, jumătate din clasă acum sunt în depresie. Așa e? Da, da, îți spun eu! Dar tu, Luminița, cum te simți, cum ești? Viața e durere. Noi nu suntem veșnici. Toți notăm tema de astăzi. Cât de plictisitor este! Dar tu nu mai dormi la ore. Dar nu-mi place la geografia asta. Astăzi vom învăța flora și fauna din zona tropicală. Bla, bla, bla. Zona tropicală? Parcă acolo voi ajunge vreodată. Și o să am nevoie să știu. Ha! Flora și fauna. Oh! Mircea, tu cu ce te ocupi? Învăț și ție-ți recomand. Învăț și ție-ți recomand. Ce plictisitor mai ești și tu! Dar găsește și tu o ocupație! Citește o carte! Fă ce-ți place ție! Dar nu-i încurca pe ceilalți! Poate noi vrem să învățăm, să înțelegem lecția! Ce-mi place mie? Deschideți manualele la pagina 50! Da, profa noastră se întâlnește cu directorul adjunct. Am văzut aseară. Cine vorbește acolo? Nu știu, nu eu. N-am auzit nimic. Nici eu nu știu nimic. Profa noastră are ciobă. Ciobă! Aaa, aveți chef de vorbă! Cine
știm? Oricum vă identific eu. Ciumă, ciumă, ciumă! Acușii te găsesc. Crede că nu văd care oglindă, șmecherie veche. Ciuma ciumelor! Gata! M-ați enervat! Nu pot să permit un astfel de comportament! Din care afară deja ești. Imediat plec la director! Dumitru, acum din cauza ta toți vom avea probleme! Tu mai bine calculează! A trecut deja mai mult de jumătate de oră! Și ce ai rezolvat cu asta? Ea urcă până la director vreo 3 etaje, 10 minute, apoi coboară, iarăși 10 minute. Deci, suntem liberi până la finele orei. Da, și va chema și părinții la școală. Vrei să avem probleme? Dar nu are dovadă, nu are probe. Așa, toți deschideți-vă calculatoarele și scriem data de astăzi. 28 a 3-a 2024. Uf, cât este de plictisitor astăzi la școală! Și mai ales lecția aceasta. Data? La mine telefonul s-a descărcat. S-a transformat într-o cărămidă. Luminița, ai powerbank? Am, dar ce? Împrumută-mi un pic. Nu mă pot folosi de telefon. Lasă-mă! Dar chiar îmi trebuie, serios! Îmi dai doar puțin! Și toată lecția de geografie nu o să rezist! Știi ce? Dispari! Și eu am puține procente la telefon! Și tot o să trebuiască să mi-l încarc! Capro! Trebuie să încerc să rezist cumva! Nu-mi reușește! Nici nu face gălăgie la așa oră interesantă! Am o idee! Dira are COVID! Cine a spus asta? Nimeni nimic nu a spus! Nimeni nimic nu a spus! Atunci voi verifica camerele de supraveghere! Am uitat că în școala noastră sunt camere. Mircea, e gata cu tine! Pregătește-te! Ei, colegi! Ia priviți ce am primit eu la ziua mea de noastră! Ha-ha! Se numește pager! Wow! Și ce face? Trimite scrisori fără fir, fără de telegramă. Fără bufnițe. Fără porumbii. Așa, tapezi aici textul. Salut, eu sunt Dumitru. Ne vedem astăzi la ora 2. Și send. Ai văzut? Și atât de ușor. Da, și a plecat și a ajuns la el. Dacă are și el pager. Dar pot să pun mâna pe el, să-l văd! Nu, e cadoul meu, să nu strici cumva! Și este scump? Cum să nu? Bine, dar fii atentă cum îl ții în mână să nu scad cumva jos! Eu nu, sunt nu tapa Melissa! Mult. Lasă, nu tapa prea mult! Ce-mi place foarte mult acest pager! Melissa, știi ce? Îmi irosești tot creditul! Nu știu, doar să pun mâna. Numai mâna așa un pic. Ce interesant! Și cât de ușor se tapiază! Uite că are și ecran! Prima dată văd așa ceva. Cred că în viitor
toată lumea va avea câte un pager. Nu cred eu, Victor. Numai eu și vreo doi. Cu mine, mulțumesc. Ian, apreciați, vă place tableta mea? Wow, dar de ce așa de mică ți-ai luat? Am văzut cu diagonale mult mai mari. Dar eu de asta am avut bani doar. A fost cadou pentru mine că am terminat cu bine primul modul. Am văzut, ai făcut o poză cu ea pe Instagram, ți-ai postat-o și am căutat pe Google ce fel de firmă și în ce an s-a fabricat. 2011! Vai! Epoca de piatră! Dumitru! Ai reușit? A? Cartea? Cartea am luat-o? Așa? Foi am luat? Caleta am luat? Creion? Dar pix n-am. Tu... Nici eu. Dar tu ai pix? Am uitat acasă. Ei, Mircea! Ai un pix? Am pixuri. Atunci dă-mi și nouă câte unul. Te rog frumos. Le-am uitat acasă. Nu pot, că am doar unul. Păi cum doar unul? Ai zis că ai pixuri. Deci avem mai multe. Eu am mai multe pixuri, doar într-unul. Cum asta? Privește. Privește. E un singur pix. Privește câte culori am. Vrei culoarea verde? Apeși aici. Sau mov. Sau ca să scrii cu albastru. Sau dacă greșești, cu roz. Ce? Așa ceva nu există. Ia să încercăm. Încearcă cu verde. Chiar e verde. Dar rozul. Așa? Nu cred! Cum el funcționează? Ce se întâmplă acolo? Hai să deschidem să vedem! Ce să fie? Sunt mai multe mine aici! Vai, ce invenții! Ei, nu stricați pixul! Dați-l încoace! Dar de unde tu ai așa pix? Există așa ceva la piața centrală? N-am văzut. Fiți mai atenți cu el. Mătușa l-a adus din America. Din America. Ține Melissa cadou de la mătușa. Yes! Să vină înapoi. Știi ce? Na, creion. Scrie cu el. Eu pix v-am dat. Pix să-mi dați înapoi. Știi ce? Trebuie să te împarți. Ți-l dăm înapoi. Când o să ne săturăm de el. Nu te tem, nu-ți mâncăm. Are toate culorile! Și mov, roz, albastru, verde! Incredibil! Mircea, tu ce ai răgușit? Ai băut apă rece? Nu! Am trecut pe la Apple Store și au ceva bun pe acolo. Păi ce? Nu se vede! Ha, dar ce ți-ai pus masca asta de scafandru? Parcă-i fi un sudor. Ce repede a trecut trenul ăsta pe lângă mine. Zici că e un pilot de la al doilea război mondial. Ce e asta, Mircea? Ei, voi sunteți niște loseri! Asta este realitatea virtuală! Wow! Ce tare! Vreau și eu să încerc! Vreau și eu! Dă-mi și mie! Dă-te la o parte, vine bicicleta! Păi ori e realitate, ori e virtual! Cum acoata? Nu se leagă! Nu se pupă! Totuși ce e asta? Apple Vision Pro! Ăsta-s ochelari de cei de care... Ca să-i cumpiri, trebuie să-ți vinzi și casa, și masa, și mașina. Wow, te rog, dă să încerc. Nici nu se discută. Așa ceva. Nu dau. Știi ce? Mircea e prietenul meu. Așa e, Mircea. Dă-mi e. Nu. Bine,
am și eu ceva. Pix. Cu diferite mine. De unde l-ai luat? Din piramida lui Cheops, probabil. E de mult acest pix. Bunelul meu se juca cu el. Nu vă pricepeți voi nimic. Este foarte scump. Că e foarte vechi, probabil. Anticariat. Mircea, hai dă-mi, te rog, ochelarii ăștia. Fiți atenți, că de mult v-am șters. Vedeți să nu vă lovesc. Oh, o fantomă! De unde e umbra asta?